posibil eu să mai ador. Nu are mică. E doar... Ți-am propus chestia asta că... N-ai mai stat de mult cu mine. N-am mai stat. Era ironică. Nu, că și asta e. Că știi că ăsta e stilul meu. Mie nu vreau să stau așa mă. Mie prefer să stau... Place să stau și cu ei. Dar dacă am o chestie așa parte cu timp, aș să stau și cu tine și... Nu mai mișto să stai în... Ce vrem? Nu vezi că te miști așa viu, mare, ai o energie mișto așa, nu știu. Nu-ți poți fisez? Ha? Ba da. Așa ești tu de fel? Da. În general? Da. Îți place să stai cel mai mult cu persoana aia? Da. Încă aici o să dăm însă. Hai să dăm aici. Și nu pot trecă. Uite așa, că da, acolo poate mă găsești aici. Te bagi și pe mine. Frig nu e. Și ce pus el, l-am pus soapele. Pus soapele știa cu fricul sau o halată sau ceva. Nu e. N-are cum să fie frig. Și cu ocazia asta vedem și el să vede. Și mâine te duci și la night. Mâine unde mă duc? La date. Sunt la bonfire. Nu, la date. Nu fi rău. Ce, nu ți-a place să dormi aici? Noaptea așa, nu te-ai comandat? Cumva, dar nu știu dacă vreau să dorm încă aici. A, încă? A, iar... Măcar acum, că avem ocazie și aici lângă noi, ce am și pe casă. Să dăm și noi la un loc. Bine, ce mai mult, rămâne de la aici. Ne luăm aici. Dacă mai aduci și băuturi, ce ne-a frumos. Dar nu fi de liniște să... Acum, tu? Azi, bine, de aseară am început, dar și azi, așa și... Și acum mă simt mai liniștit. Mâncătoare de ficați. Maria, mâncătoare de ficați. Zici tu? Ți-am mâncat jumătate de ficați până acum. Mă, ce m-ai întrebat? Dacă mă, eu cu Bianca, care eu nu mă cer cu ea, adică ne-am înțeles mai pe tachinele și pe asta, m-am luat și cu ea în ziua aia. Exact. Am văzut. Chiar eu tot timpul ne-am înțeles. Ce? Eu nu dau nici un test eu. Am alergat ca să mă descarc. L-am luat pe Radu, săracul, am alergat da. 4 ture, ai frate, bam, mai n-am pe mâine. Ai văzut poza? Nu. Cine l-a făcut pe meu? Cred că el, e încă de zbubă. E băiară, oricum, dar nu are să te poate. Mă, chiar că e să-ți aduc aminte de discuția ta cu el. Tu mi-ai zis. Eu seara atunci eram... Că de-aia m-am prietenit, să zic așa, cu el mai mult, că a fost lângă mine seara, știi? Și m-a văzut că... Și m-a luat el așa ușor. De vorbă, știi? Și îmi spuneam un fiu meu despre tine și după aia ce-am terminat conversația mea, a început el să zic un fiu meu despre Cristina, știi? Că și el îi place de ea și că au... A pus el vreo 4 melodii și a zis că, iată, sunt melodiile mele preferate. Și era așa, el le-a pus când era lângă Cristina, știi? Și că i-a zis ea că... care e ceva în comun cu Andrei, așa, gen, în caracter, cum vorbește, cum gândește sau ceva de genul, știi? Și a dat așa un pic lui, știi? Nu știu ce să zic de... Bine, niciodată nu să nu zici niciodată, știi cum e? Că și ea i-a confirmat chestia asta, că uite, ai în comun asta, uite asta, știi, și nu. A trebuit să încerce, dar eu zic să încerce după emisiune să vorbească cu ea, pentru că aici... A, cu siguranță cred că o să facă și ea asta, după emisiune. Nu, repet, aici e cam greu. Dacă lua la date, se dădea de înțeles greșit, ca și cum și ea ar fi vrut. Și aiurea că... Nu știu, te pune într-o postură proastă. Poate chiar dacă l-ar fi ales ca să vorbească pur și simplu sau să se cunoască mie mai mult. Da, dar te putează atât de mult aici, în casă, încât... Știi, de multe ori prefer să nu mai alegi, să nu mai faci ca să nu se mai... Se pune și un fel de presiune, iurea, știi, gen... Uite, și eu am fost întrebată când a venit Eric la mine în cameră, dar Eric a venit... Ecă o să se vadă dacă se dă că n-a fost nimic, știi? Și mă întreabă Simona când am ieșit că
ești conștientă că o să vadă al tău, nu? Ți-ai asumat? Direct m-a întrebat. Și zic, ce să vadă? Faptul că i-am arătat un bilețel și vorbeam despre el? Sau ce să vadă? Faptul că făceam glume? Adică nu avea ce, știi? Că eram conștientă în momentul când el a venit. Dar l-ai intrat pe scopul ca să facă mie? Nu, a intrat să vadă ce fac. Și după te-a văzut că fierbi și a zis, hai să facem un pic de mișto, știi, da? Să te fiarbă. Ce cabrun. Știi, dar a fost întotdeauna în sensul de glumă, nici de cum, cu vreo intenție sau ceva mai mult, Doamne ferește. Eu m-am ușticat așa că mi-ai zis că să nu stau la tine în cameră, știi, și așa. Păi da, tu când ți-am zis chestiile alea, tu erai fixat pe mine și tu insistai și tu făceai niște lucruri. Eric n-a avut nicio treabă cu mine, efectiv. Efectiv, dacă eu ziceam da, tu erai deja cu mine într-o relație și făceai o mai mult de atâta. Tu eram iubit și iubit, acum nu mai eram... Da, și plecam în continuare în aceeași direcție. Așa, dacă eu nu ziceam, dacă nu opream eu, tu după capul tău era diferit. Dar eu... am zis nu. Dar Eric, consider ca un frate mai mare și atât. Chiar pot să zic că e un frate mai mare care a avut grijă de mine. Eu n-am avut grijă de mine. Tu nu ai în sensul la grijă de mine, tu nu mai te dai exemplu. Dar stai mă că zici că sunt terorist. Păi nu că ești terorist, dar tu ai alte intenții față de mine, tu ai intenții de mai mult. El nu are intenții de mai mult către mine. Da, am și grijă. Păi ai grijă, n-am spus că nu ai, dar el nu are intenții de nimic mai mult, tu ai intenții spre mine de alt mod. Da, da, în același timp am și grijă. Dar nu am spus că n-ai grijă de mine. Am și potențial de a avea grijă, nu doar el are potențial de a avea grijă de mine. Nu, el a avut ca un frate și atâta, cât n-ai fost tu. Păi unde am fost? Plecat în Tenerife. Că eram și aici. Păi erai și tu. Dar n-ai vrut să fii lăsată să... A, păi dacă te lăsam până acum și te alegeam doar pe tine, vai, ferească Dumnezeu. De ce n-ai putut să mă stai lăsat? Că puteai să faci. De ce zic eu că n-am încredere în tine în totalitate? Dar ce vrei să te mint? Așa dacă te scot din cărți, te urmăresc să văd ce faci în continuare. Și te mai de gând să faci așa. Nu te-ai obosit? Nu. Nu. Nici la jumate n-am, nu sunt la oboseală. Poate ție îți dau dream date-ul. M-am leșit. Așa că nu mai comenta pentru date-urile astea. Ok, iată. Dar ești cu minte, nu faci prostiile tale. Foamă, ce... Păi nu, dar tu... Te violez de rupă cu mine. Ce? Te violez. Nu mai zic. Nici dau glumă. Păi nu, dar nu iesești cu absolut nimic, cum faci tu de obicei. Ești cu minte. Da, mă, dacă vrei, dormi tu pe pas și dormi jos. Bine. Ești așa? Da. Și pe mor și ușor în pat. Te las să dormi și mă pun și ușor, da. Așa. Dacă dorm, să știi că nu au nimic. Ce? Eu când dorm, nu știu nimic. A, păi tot mai bine așa. Cât de bine e. Cât de bine e ce? Cât de bine e ce? Momentul ăsta așa. Mă copleșește. Așa sensibil ești tu? Mm-hmm. Nu par? Nu par? Ah, așa sunt eu, dar... La mine funcționează frumătă. Dacă știi să intri sufirea mea și știi să mă iei, crede-mă că... Să le-am îndată. La mine e dar un scut. Da, și de ce ai scutul ăsta? Că așa mi l-am format, nu știu. E o chestie de... Ți-e teamă să nu mai fi dezamăgit? Da. Ideea e că eu știu că la un moment dat stăteam cu tine la bar înainte să ne băgăm în apă și nu mi prea mi-amintesc ce vorbeam cu tine, că nu știu, mi-am zis, te-am pupat pe braț.
da, da, ai venit la un moment dat spre mine mai cu apă braț și mi-ai zis tu, pupă mă și tu, știi? Și te pot și eu apoi. Nu cred, bă, așa ceva, nu cred. Dar ce, bă, ce era cu mine? Adică, pur și simplu așa, fără nicio chestie? Da, nu știu, era într-o stare de eliberare, să zic așa. Așa o pot numi în momentul. Da, pentru că oricum ziceam super mult chestia asta, că... Și în urma... Și a fost ce faza cu tot ce s-a întâmplat aseară, înțelegi? Da. Adică cumva, știi, am dat inelul cu zâmbetul pe buze, știi, dar... nu e chiar așa. Ești pregătită să ajungi în țară? Nu. Vrei să mai prăjim? Să mai înțelegem produsele și producții, să mai stăm să pămână? Nu sunt pregătită, pentru că mi-e frică când o să ajung acolo. Oricum, Teo, eu nu am nevoie de nici măcar de o explicație din partea lui. Că n-are ce explicație să mai îmi dea. Faptele o spun mai mult decât cuvintele. Și ce explicație? Ce poți să explici când erai cu una în apă și te frecai? Ce explicație poți să-mi dai? Eu, sincer să fiu, îmi doresc să fie doar atât până vom pleca de aici. E problema lui, Teo, de azi, de ieri, înainte, e liber. Dar de ce crezi că nu a fost el, nu ai fost unde ajuns pentru el? Nu știu. Nu a căutat niciodată să-ți evidențieze faptul că tu nu ești unde ajuns pentru el? Tot timpul spunea că eu sunt perfectă, că nu are cum să găsească ceva mai bun decât mine, că noi ne potriveam din toate punctele de vedere. Pentru că, din punctul meu de vedere, tu ești o persoană pe care mulți băieți bărbați și-ar dori-o lângă ei. Da, dar vezi tu, nu, pentru el nu a fost de ajuns. Și acum, când o să te întorci acasă, ce va urma să faci? Adică te-ai gândit oarecum sau te vei gândi atunci când vei pleca de aici? Nu, dar îți dai seama că deja și eu asta, adică despărțirea rămâne despărțire, orice ar fi. Atâta să-și ia lucrurile, el să se mute în altă parte, vreau să merg să ies din firmă, cum am zis, trebuie să, nu știu, să sun, să anunț, gen, știi, peste tot pe unde am vorbit de nuntă, de-am dat avansuri și așa, mai departe zic că s-a anulat. Și nuntă. Acest avans probabil se nu, mai, va pierde, nu mai adică înapoi, dar nu, banii este egal cu zero, bă, nu mă mai interesează, mă interesează avansul pe care l-am dat acolo, până la urmă. Păi el n-a fost conștient că noi aveam o nuntă în trei luni și vii și mă faci de rușine în 7 zile. Băi, da, 7 zile, adică... Ideea e că el s-a ascuns, Teo, asta e mai grav. Ce a făcut nu mai contează ce a făcut. Doar ideea asta de că a vrut să se ascundă. A vrut să mă trădeze pe la spate, fără ca eu să știu. Dar el oricum, el, din punctul meu de vedere, asta făcea și în viața de acasă. Poate. Garantat asta făcea și acasă. Și uite, spre exemplu, eu dau cu părerea și despre Andrei. Înțeleg? Adică eu ți-o spun ție pentru că eu de tine sunt oarecum apropiat și simt așa o conexiune între noi, dar spre exemplu nu aș putea să mă duc. Ai un profil de TikTok, Instagram, YouTube sau Facebook și vrei să îți mărești numărul de urmăritori, like-uri sau vizualizări? Vreaulike.net este soluția ta pentru o creștere rapidă și sigură a audienței. Alege fără riscuri, fără bătăi de cap pachetul care ți se potrivește, fă comanda direct pe site-ul nostru și vezi cum numărul de urmăritori crește. Este simplu, rapid și eficient. Suntem aici pentru a-ți oferi cele mai bune servicii. La mea, în momentul de față și Andrei l-a făcut la fel proceda acasă, adică garantat umbla și un vinovăția săraca pe ea, înțelegi că ar face ceva. La fel făcea Cornel cu mine. Dar acum, nici nu mai contează ce făcea acasă. Contează că aici l-am văzut, o să-l vadă țara întreagă, o să-l vadă părinții mei. Până la urmă, dai seama, adică... Dar tu ești atât de sigură în momentul de față că nu va mai exista absolut. Da. Adică n-ai tu feeling-ul acela al tău. Nu, Teo, nu poți să fie peste așa ceva. Sau crezi că el n-ar putea face nimic? Sau crezi că ar fi în stare să facă ceva să te readucă înapoi? De făcut, da, e capabil să facă multe lucruri ca să mă aduc înapoi, pentru că el știe că nu va mai găsi niciodată o persoană ca mine, e conștient. Și asta zic, el ce a făcut, a făcut fără să știe că e filmat și faza din piscină, că a stat de vorbă cu aia și a zis de o fostă mare iubire de-a lui, la fel. El a crezut că gena aia nu va zice, înțelegi? Și toate astea, el ce a făcut, a făcut ca eu să nu aflu. Cornel nu realizează ce a făcut Teo, el când va ajunge în România, va realiza ce a făcut, adică și el era dependent de mine.
Păi eu când mă trezeam dimineața, pe lângă faptul că mă trezeam odată cu el odată și după mă puneam la somn și mă trezeam în 2-3 ore, păi ce ai mă sunat direct cu video să mă vadă mereu. Știi ce, știi care e singurul, adică ăsta e un atu de-al tău, înțelegi, și ai și noroc cu atul ăsta în viața ta, pentru că tu la vârsta pe care o ai, ești o femeie puternică din punctul meu de vedere. Asta da. Și asta te va ajuta pe tine foarte mult. Și o să vezi că te va schimba și te va întări și vei deveni mult mai imună la iubire. Clar, el e și... Mai ori juca teatru, ori era foarte sensibil, nu știu ce să zic acum, dar eu plângea de multe ori, adică... Da, vezi, îți spunea să nu-l las niciodată, că el mă iubește, că el nu se vede fără mine, că eu sunt ochii lui din cap, că mă mai certam cu el și, de exemplu, îi spuneam, poți pleci, Cornel. Fă-ți bagaj și pleacă. Sunt foarte mulți bărbați care plâng și asta nu e o rușine sau ceva de râs, înțelegi? El plângea destul de des, adică eu de multe ori plângeam, că-l vedeam pe el că plânge și mă afecta. Știi? Păi și care erau până la urmă motivele plauzibile? Care, uite, de exemplu, odată când a fost, cred că singura dată când i-am spus că nu-l lasă să plece, eu i-am spus plece și nu-l lăsat. Mai nu știu, am ieșit noi în oraș să mâncăm sau ceva, băusem ceva. Și eu mă activasem, ce am să mergem în club. Și mi-a spus că nu, n-are chef. Mamă, și mi-a luat foc. Așa am început. Gândește, eram un Uber și dădeam mesaj. Și îi spuneam că ești nesimțit, că cu toate curvele te duceai în club și cu mine nu vrei să ieși, că până să fii cu mine erai în club de luni până luni. Asta a fost motivul. Ce am ajuns acasă? Țin minte că nici măcar nu... Deci am coborât din Uber. M-am dus la benzinărie să-mi iau un suc sau ceva și țigări, pentru că eu nu fumam. Eu m-am lăsat de fumat cu el. Dar mai fumam la uceară de-asta. Mă, și cred că am stat pe afară o oră singură. Okay. N-am mai avut cum să vin după mine. Am coborât din taxi, m-am dus direct la benzinărie. El s-a dus spre casă și mi-am închis și telefonul. Și m-am dus în complex și am stat pe bancă. Eram acolo, înțelegi? Și mi-am închis telefonul. Și după m-am dus în casă. Nu vorbea, stai să vedem cel cu mine. Și nu mai știu dacă i-am spus eu să plece, că el mai făcea de astea, gen, dacă vedea că nu vorbesc, și își făcea bagajul și pleca singur. Știi? Și cumva el și-a făcut bagajul și el, nu, de fapt a venit să vorbim și cumva tot venea spre mine, așa, gen, mă sufoc, eu venea așa. Și eu tot îl împingeam, gen, pleacă de aici, ești nebun, lasă-mă în pace, nu vezi că n-am chef să vorbesc cu tine. Știu cum m-am comportat super urât atunci cu el, că la un moment dat l-am tras așa efectiv de tricou, că i-am făcut rană pe gât de la cât de tare l-am putut strânge și îi spuneam, dacă nu mă lași, îl dau una aici. Și nu voia să mă lase, într-un final am zis, măi, țipam la el, deci efectiv, îmi amintesc și acum, zici că intrase satana în mine, deci, măi, efectiv urlam la el. Da, fiecare trecem prin astfel de adică, mai ales voi femeile, că voi vă stăpâniți foarte urât. M-a deranjat faptul cu toate proastele și înainte. Și odată când aveam și eu chef să merg, n-am vrut să meargă, înțelegi? Și eu mergeam cu el de fiecare dată când voia. A început să-și fac bagaj și m-am zis în bucătărie să fumez. Și l-am văzut că plângea foarte tare. A venit să-și ia ceva de pe balcon, ceva de genul. Și în timpul ăla m-am ridicat și eu. Chiar am simțit atunci că, băi, nu vreau să-l las să plece. Cred că am mai plecat o dată sau de două ori. Așa și am simțit atunci că nu... Am simțit și eu, știi, o chestie și mi-a părut rău și m-am plicat în picioare și am luat în braț și am început să plângem și plângeam amândoi și mi-am cerut iertare de la el și el de la mine și așa și am zis că nu o să mai las niciodată să pleci. Dar încă o dată, tot așa, a plecat, dar nu și-a luat haine, nimic, s-a parfumat, s-a îmbrăcat, nu știu ce și am început să-i dau mesaj de aici la curve, nu știu ce. Da, nebunea la și mi-a spus că el era chiar dus prin centru vechi. Sau eu i-am zis că știu că e acolo, că l-a văzut o prietenă de-a mea, dar nu, logic, nu l-a văzut dracu, nimeni. Eu mai și inventam chestii. Mai inventai, da. Și mi-a zis că sunt aici, vino. Și mi-a zis, da, hai că vin. M-am îmbrăcat și după m-a arăt nu m-a mai dus. Și tot îl păcăleam. Deci, fii atent, l-am sunat la un moment dat și el nu mai răspundea la telefon, înțelegi? Și eu l-am sunat de o grămadă de ori, tot sunam. Că sunt aici afară, în fața clubului și nu-i... Că, uite, da mesaj că sunt afară, în fața clubului și că nu ieși după mine și am venit și te-am căutat și nu era cu minciunile de-a mea. Și m-a sunat el și nu i-a răspuns și mi-a dat mesaj că
unde ești, că am fost aici în tot acest timp, gen, te-am așteptat la bar și nu ai venit și am ieșit afară și te-am căutat și nu erai și apoi m-a sunat că vine acasă. Da, dar mi-a zis că a stat cu niște fete, că a băut, adică mi-a povestit. Mereu făceam așa cu el. Păi uite, de exemplu, m-a chemat la club, da? Și asta și m-am pus un pic în balanță și asta și m-am gândit. Și am zis că nu mă duc, de ce să fiu proastă eu și să mă duc după el să zic, a, uite, am făcut-o și pe asta, cățelul meu și face numai ce vreau eu, când vreau eu, dacă o chem undeva vine când vreau eu. Dar tu așa în viața de zi cu zi îi ofereai doar momente așa de sensibilitate, adică erai mereu, erai foarte caldă în toate da. Momentele cu el. Păi da, de ce n-ai încercat, sau nu știu, te întreb dacă ai încercat sau nu, să-i dai, spre exemplu, una caldă, una rece, da. Adică să ții puțin sub tensiune, păi, să nu obișnuiască. Păi, adică o zi să fii puțin mai rece cu el în anumite momente. Făceam asta, pentru că îmi spunea, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat, gen... Adică seara erai ok și azi ești super schimbată. Ba da, vezi că făceam chestiile astea. Dar vezi, degeaba, eu pe el l-am luat pe toate părțile, Teo. Nu-mi intră verigheta asta pe niciun alt deget. Deci să jucăm ceva care nu implică mișcare. Prea multă mișcare, prea multă. Da, pentru că este lenită și respir. Hai să jucăm adevăr sau adevăr, că... Și... Apoi adevăr și adevăr. E greu de ales între adevăr și adevăr. Provocare nu face nimeni. Nu, jucați? Da. E adevărat că ai așteptări foarte mari pe insula asta? Nu. Nu avem cu nicio așteptare cu privire la mine. Am așteptări după emisiunea asta. Diana? Da. Este adevărat că ai o... Nu te deranjează că trebuie să te abții să-ți bași pula? Da. E adevărat că... Habar n-am dat. Că de fapt nu-ți place nicio fată de aici, adică n-ai vrea ceva serios cu niciuna de aici. Nu. Nu e adevărat. Romeo, este adevărat că consider că unele persoane de aici sunt false? Da, da, clar. Dar aici include pe toată lumea, nu mă refer neapărat la voi, la fete. A, nu. Toată lumea, da. Da, în general, că nu pun întrebare doar de fete sau de băieți. General. Da, da, da. Spune și susține și mi-asum asta. Bine, mulțumesc. Hai, Aurelian. Da, n-ai și de vrea că îl faci pe Radu. Mamă, de... Mamă, dați-i cu o întreba? Ce-o întreba, că nu? Este adevărat că îți place Radu? Nu. Ok. Te gândi de treabă, Radu. Da, da, îmi place că... Nu la modul. O ia direct. O dă direct. Hă? O dă direct. Da. Simona. Da. Crezi că există posibilitatea să creezi o conexiune cu cineva de aici? Nu. Simu, este adevărat că consider că ai din colegele tale care nu te plac? Uneori simt că da, uneori nu. Ce să îmi confund în anumite situații? Mm. Aurelian, de ce crezi că nu... Adică cum te simți? Adică de ce crezi că nu te scoate nicio fată la de aici? Pentru că spun lucruri așa cum sunt, probabil pentru că am spus lucruri care nu au picat bine și în al doilea rând pentru că m-am implicat așa mult cum s-au implicat alți băieți, să vă cunosc la un nivel mai personal. Păi și aici nu ți-ai pus un semn de întrebare de ce nu ai avut șansa să cunoști mai mult fetele? Păi m-am întrebat chestia asta și tot timpul când veniți la testimoniale sau de la când s-a prins flacra, sunteți defensivi și am încercat să vă apropii, să vorbesc cu voi. Nu sunteți într-o stare bună, înțelegi? Nu găsesc, uite, când nu suntem și da, uite, de acord cu tine, că suntem într-o stare foarte proastă, cum alți băieți din casă reușesc oarecum să vorbească cu noi și nu tu? Ți-ai pus întrebare că ar fi o problemă la tine felul cum te exprimi? Păi eu sunt conștient că felul care mă exprim nu este unul corect, pentru că limba mea română nu mai este așa cum era înainte. Dana, vreau să știu dacă e adevărat, dacă așa vorbești cu Rareș, îl bagi tot timpul. Nu. Nu? Doar cu noi? Doar cu tine. Doar cu mine? Pe băieți nu-i bag și scot. Dar e adevărat că te-ai supărat că te-am lovit.
Nu. Nu, am, am fost în stare de șoc. Da, da. Pentru că am permis unei singure femei să mă lovească în viața asta. Și era gagica mea pe atunci. Ce? De ce e amuzant? Și da, zic că a fost așa puțin... Păi dar nu ai permis, că n-ai mai avut... Ai pus direct... Ai fost pus în fața faptului. A, exact. Bine, da. Că n-ai mai permis. Da, bine. Mă rog, era la modul de... Că am... am mai încasat. Dar nu, nu sunt. Nu sunt. Dacă eram supărat, stăteam... să nu vorbesc cu tine. Ori eu tot timpul am zis că... Mai am un obraz la dispoziție. Diana, este adevărat că te deranjat faptul că i-am dat Iustinei colerul de scoici, nu ție? Să mă scuzați, mă dar în pulă. Simona, este adevărat că ai oarecare simpatie pentru Alin? Eu am și spus și astăzi m-am exprimat. M-am exprimat destul de clar astăzi când am venit. Ok, poate n-am fost eu atent și de-aia te-am dat. Dar am spus mie ca om ce mi-a transmis Alin la televizor, mi-a plăcut. Doar că... Da, dar ai șansa să-ți transmit aici, să e unde... Doar că ceea ce mi-a transmis... Poți să vezi mimica feței, poți să vezi multe chestii. Ceea ce mi-a transmis la televizor nu mi-a transmis în casă. Ah, ok. Ai înțeles? Da. Asta... Voiam să da, știu ce dacă e diferență, pentru că e diferență, clar. Da, e o diferență și oricum poate să fie o diferență că ceea ce a transmis la televizor a transmis prin intermediul Biancăi. Și l-a ajutat mult și chestia asta, și Bianca, știi? Mulțumesc. Drag. Consider că poți să ierți o... persoană pentru mai multe greșeli pe care ți le face? Tu aici v-ați apropo la Claudiu, nu? Poate, da. Dacă v-ați apropo la Claudiu, nu. Deoarece e persoana care a avut deja o șansă, i-a meritat. Adică o șansă, i-am acordat a doua șansă. N-a știut să profite, sorry. Și prima când i-a acordat-o? Când m-a cunoscut. Simona, ai să ne vrea că vrea să ne cunoaște mai bine? Noi doi să ne cunoaștem mai da. Bine, nu? Okay. Și îți argumentez și de ce. Pentru că din primele zile ți-ai clădit singur un zid în fața mea. Asta înseamnă că așa o să... Sau, de exemplu, când ceva se comportă așa față tine, așa vezi pentru restul vieții tale sau se poate schimba parcurs? Înainte să vin în emisiunea asta, credeam într-o în schimbarea unei persoane. Acum că am venit în emisiune și ceea ce am trăit, nu mai consider. Un sfat ca aștia să-ți dau, să-ți deschizi mintea. Este îndrăgostit. Andrei nu se întoarce din drum când se îndrăgostește. Și în primul rând știe că n-aș ierta trădarea, dar el nu este că se joacă. La el nu e o poftă carnală. El... o mângâie, o sărută pe umeri, îi dă hainele lui să țină îmbrățișați în pat, nu stau la petreceri, stau doar ei doi, îi face complimente, zeiță, ce să-ți fac dacă ai fost perfectă, e cu totul altceva, e... Am să scriu zilele astea, ca idee, să înțelegi cam prin ce am trecut și eu și să vezi probabil cum trec și alții. Aștept. Poate te ajută ca și idee, poate te regăsești în cuvintele care le-am scris, care sunt și atunci... O să treacă, trebuie să treacă, dar în momentul ăsta simt că nu. O să treacă cu brio pentru mine. Nu trece. Experiența asta aici, o să fie din ce în ce mai greu, mai ales zile, ca finalul. Să trece peste. Bonfire-ul final, nu suport să mă gândesc acolo. Revederea, luatul personal, la revedere față-n față. Cum vă văd, personal cred că o să treceți peste amândoi până la urmă. Părerea mea. Acum vedeți voi că până la urmă... între voi una ce se vede din afară, una ce știți voi ce aveți la interior. Păi, știam că e bine. Asta e toată chestia. Pentru că aș putea presupune că, după cum te văd pe tine, oricum o să-l iert.
Ai un profil de TikTok, Instagram, YouTube sau Facebook și vrei să îți mărești numărul de urmăritori, like-uri sau vizualizări? Vreaulike.net este soluția ta pentru o creștere rapidă și sigură a audienței. Alege fără riscuri, fără bătăi de cap pachetul care ți se potrivește, fă comanda direct pe site-ul nostru și vezi cum numărul de urmăritori crește. Este simplu, rapid și eficient. Suntem aici pentru a-ți oferi cele mai bune servicii. Pare o slabă de înger și lipsă. Eu am înțeles în momentul de față. Pentru ce mi-a făcut înseamnă că nu mai iubește, că el nu a avut sens, un instinct animalic. El s-a îndrăgostit și atunci înseamnă că nu e fericit cu mine, neîmplinit. Dar nu se vrea. Și Andrei avea chestiile lui care îl dureau în relație. Adică gen faptul că eu am caracterul care l-am. Și nu sunt așa de afectoasă și era mai răutăcioasă și tot spunea, el vrea să fiu mai dulce, mai bună. Singurul lucru mai departe care probabil o să și salveze credicia, dacă vrei să o salvezi, doar dacă faci pe el să simtă că te va pierde, adică să dai direct ideea. Că oricum le discutați și ajungeți la un moment dat, trebuie să ajunge față în față. Dar ca să poți să dai lui emoția că te va pierde, e o chestie care ar trebui să-ți iei un risc. El zice că vrea să simtă emoțiile geloziei, dar nu e. Andrei este un tip care, dacă mă vede că vorbesc cu tine, ar fi supărat. Era gelos, foarte gelos. Trebuie să te gândești să pui în balanță ce câștigi, care șansele să-ți câștigi sau ce pierzi. În momentul de față, nu cred că ai altceva mai mult de pierdut. Adică oricum ești resemnată că ai pierdut deja, e o chestie care, e o monedă de care personal jucau. Sau ar trebui să o joci. De asta da, că presupun că ți-e greu. Da, și n-aș putea să fac ceva doar ca să fac. Adică... Nu știu. Îți mulțumesc pentru sfat, apreciez. Ajută oricum să vorbești cu oameni până la urmă. Eu care spuneam că îmi place să fiu retrasă și să antisocială, uite la că acum dacă nu mă înconjor de voi, nu sunt ok. Personajul, mie îmi place să fiu singur. Eu sunt ok cu mine singur. De multe ori nu-mi place să vină cineva. De data asta e un episod în viața mea în care prefer compania oamenilor. Da, te cred. E frumos să ai cineva lângă tine care să te ajute cu sfatul. Nu neapărat să plângă chestia asta, să mă povestească de-al lui, să mă scoată pe mine, știi, din gândurile astea care mă comandă, că aici trăiești cu incertitudine, nu știi exact de unde a plecat toată treaba, cum s-a ajuns, care a fost supărarea sau ce. A dat niște foarte mici replici acolo, gen că s-a răzbunat sau am zis eu ceva, nu știu. De sentimentele lui sunt sigură că îl văd pe față, e hipnotizat de domnișoara respectivă. Presupun că trebuie o explicație, că nu se poate, indiferent ce ai vrea sau cum o vezi în partea cealaltă, vrem, că întotdeauna avem o explicație. În mare parte zic că știu, caracterul meu l-a făcut mai să se rățească. Cred că o să mă doară să aud și explicații. N-aș vrea să aud cuvinte urâte la adresa mea. Și de acum l-am văzut eu pornit în primul și primul material. Era ca și cum el dă frâu liber sentimentelor acolo din cauza faptului că eu nu am fost ce trebuie. Dar... Nu știu ce e în capul lui, că mie mi-a arătat doar că ne iubim până în ultima zi când am intrat aici. Și nu juca un rol. Se vedea că caută compania și că vrea să fie un stop împreună. La sfârșitul celor 3 săptămâni, oricum de câte am înțeles, o să stați 24 de ore aici înainte de ultimul bonfire. Nu vrei? Nu, e prea dureros să ți iei la revedere față în față. Eu vroiam așa să, din punctul ăsta, să nu-l mai văd, să uit și să dispar, să ne mai reîntâlnim. Că după dacă îl văd, o să-mi fie dor de el, sunt convinsă că nu o să fie supărat atât de tare, adică cel puțin, nu știu. Personal și sper și pentru tine, că probabil mai bine o să ajungeți poate la o reconciliere. Ar fi ok. Nu e un sfat, e o părere. Da, și absolut deloc. Nu împărtășesc cu tine. Și n-ai stat tu la mojito, l-am sorbit. Nu mai chemați pe mine. Dacă știam că e alcool, acolo era. M-am gândit că nu bem azi. Mi-am luat, că n-aveam chef. Să gândeam că nu bem acolo. Să fac, să vorbesc, știi, acolo. Și am zis, hai, că-mi iau vibe-ul. Că eu plângeam pe sub ochelari. Dacă vrei, băgăm două șaturi înainte de bombaie. Normal, crezi că poți să mai merg fără? Păi, crapă inima, ești nebună. Măcar te liniștește, știi? Că îți dă cu liniște. Bine, văzut că n-aș acolo suntem sedate.
când o să ne întrebe cum ne aveți reacții. Ne-am sedat înainte. Deci urăsc seara asta. Simt deja în avans. Aștept să văd cât îl duce vreau capul. Vreau să se termine căcatul ăsta tot în care m-a băgat și să plec, nu știu, în lume și să nu mă mai gândesc, să uit. Eu vreau să văd cât îl duce capul, mă, cât poate mă să facă de râs. Atât. Că nu mă face pe mine de râs, pe el singur. Că eu nu mai sunt împreună cu el oricum. Dar vreau să văd cât poate să facă de râs, mă, în fața la o lume întreagă, în fața copiilor lui, a familiilor. Bă, n-ai cum. Posibil că s-a dat pe față, tot dacă dă inelul la altă, tu mori de râs pe aici, jur, nu mă doare nimica, nu mă cred că o să râd. La 40 de ani să te ducă mintea deloc, băiatule, ai cum. Și eu ziceam la primele testimoniale, când ne-a luat la amândoi, când o să fie dor de tine, o să mă uit la cer, că stăm sub același cer. Wow, da, ce romantic. Aș da foc la cer. Nu mai suport. Nu mai zic, mă faci depresiv de mine. Ei, da, nu, deloc. Dar nu mai vreau, vreau să-l urăsc. Pentru că merită, că m-a trădat, mi-a trădat toate așteptările și încredere. Trebuie să mă construiesc stană de piatră, asta îmi propun. Cu ajutorul încă Dumnezeu nu. Acredit, da, deci așa vreau se poate, se poate. Oricum, hai să mergem la niște mănăstiri dintr-o dată. Hai să mergem la niște mănăstiri după ce mergem în București, vrei? Am nevoie, putem să facem niște pelerinaje, da? Să întrebăm dacă o să mai avem parte de fericire și liniște să slătească. Și deci cine crezi că ți-a dat? Hai să schimbăm subiectul, că mi se face rău până la uite noapte. Hai că-l întreb Maluma, vino puțin să te întreb ceva. Ce faceți, măi, neopardelor? Bine, ne era dor de voi. Da? Auzi? Da. Zi sincer, că tu știi că eu știu că ești sincer și că știi că și eu zic când mă întreb ceva. Da. Ce mi-a lăsat florile alea în cameră? Băi, nu știu, că... Nu fără Catrinca, că eu am fost să caut eu. Deci, făcute din șervețel, da. Dar toate au un vârf așa, ori cu albastru, ori cu roz, ori cu mor. Băi, deci, de genială care a făcut mi-a o treabă. Mi-a pus-o într-o bază mică și dedesubt e un șervețel. Un smiley și o inimă. Și am fost să scrii cu fiecare dată. Ma, nu, am zis ce am primit eu și nu știu de la cine. A, când? Păi eu azi, că am găsit în camera acum. Deci sunt făcute din hârtie, din șervețel și băgate, cred că în culorile astea de lichior. Au un vârf albastru, mov, roz și verde. Romeo nu. Romeo spun 100% nu. E pe altă direcție. Eu nu știu. Eu cred că bine. Bă, oricum gestul super fain, e pus într-o vază mică, așa, albă. Dar ce-s Maria? E supărată, frate, s-a băgat să doarmă și alea. De ce? Ai urea că... De ce-s parada? Asta ziceam în păcatul și a fost mai călduroasă exact cum doream, știi, să fie cu mine. Și acum când a venit bombo, dimineața nu mi-a zis nimic. De ce era supărată? Părea normal. Și acum că, domnule, că am vorbit eu cu băieții de ea, că... Una din fete, când am zis eu la Caterinca că eram aici cu filmarea să-mi ia, m-a întrebat, uite, mi-a zis cineva, uite, m-a luat pe Eric cu ea atunci pe pașa, am zis, lasă Eric, o plimbă și tot la mine vine, știi? Ideea asta și altcineva a zis că ăla o plimbă și eu fost și n-am zis, nu fiu tot în comentarii. Nu a fost, deci noi am zis asta. Și am zis că îi dăm valoare și am zis, poate într-un context, nu știu, dar noi am zis, eu cu tine am zis. Ai zis tu la supărare. Dar eu nu i-am zis ea. Ai zis tu la supărare, dacă... Da, dar n-am jenit-o într-un... Mi-am băgat și mort și toate alea. Stai așa. Am niște cuvinte așa, dar nu... Deci când s-a întâmplat asta, ca să îmi dau seama cine eu zis? Și încă altceva, cred că i s-a mai arătat niște conversații ce am mai vorbit cu băieții, dar eu știu 100% că cu băieții nu am vorbit să o pun într-o postură aiurea sau poate am nu, și când ai zis la glumă și tu n-ai, da. Eu știu, țin minte și eu faza asta că ai zis, eu eram aici cu tine, și, dar nu mai știu cine mai era și tu ai zis că las că el o plimbă și nu știu ce, dar tu nu te-ai referit la sensul de sex. Da. Bă, dar-ți caut atenția, mă, numai că vede că... Da, dar eu am dat atenție și aseară, acum nu mai avem nevoie de atenție. Și vezi că aseară au venit aici la noi și... Dar-i place așa. Că-i place de tine. Vezi că am la ora 3 noi eram aici, tu nu mai erai, am coborât noi și a venit de la testimonial. Și cum a venit de la testimonial? A venit de la testimonial aici, apare. O, mai fi vorbit. Și noi știm că am întrebat de Maluma și cine ai vorbit-o? Fii atent ce a zis ea. Atâta, îmi place și mie de el. Dar mi-e frică că afară poate nu o să mai fie cu mine aici, poate nu-și dorești ceva. Noi i-am promis, și când am stat acolo, i-am promis. Și noi i-am zis, când ne întoarcem în țară, sau și eu mă duc până la sormea la taică-meu, la ei, după aia vin apoi în București și după aia din București mă duc direct la ea la Brașov.
că noi i-am zis ești nebună. Și Dani? Că se vede că e nebună după tine. Noi i-am zis, bă, se vede, adică i-am zis tu cu mine mereu vorbești și mă întreabă doar acum, de tine. Că dimineața era ok și acum când a venit și vezi că și noi, și noi i-am mă, zis și ea e deranjată așa, că nu vrea să te exprimi urât la adresa ei, că poate și-a pus încredere dar în tine. Dar nu s-a exprimat așa, că eram aici, da, știi eu. Dar nu am zis cu răutate, niciodată n-am zis de nimic cu răutate, dacă am făcut o caterică că am fost toți aici și m-am aruncat așa să mai râdește, mai facem o hază. Eu eram aici, eram cu tine când ai scos vorba asta. Nu mai știu cine mai era, de a zis ei așa ceva, dar n-ai zis-o la modul să frești tu. Să mai vorbești și tu, Cristina, cu ea, te rog eu, că știu noi, că tu ești mai așa cu ea. Noi am zis aseară, tu ești nebun, tu nu vezi că nu l-a legat. Mâncat că după, eu cred că două zile nu mai am apetit. Vezi că noi am zis adevărul că doar te-am văzut de atâtea ori pe aici, acum ești. Ei a zis că am o frică, că poate afară, când vom ieși, el nu va mai fi așa și zic că ești nebună. Și tu ai zis, tu te-ai băgat și ai zis. Dar nu mă, dar eu așa sunt, că mi-e cineva drag și pot să-i confirm. Și noi așa am văzut, eu sunt în general. Noi te-am văzut deja, noi i-am spus deja lucrurile astea când ea a venit aici. Noi am zis de tine, adică noi toate. Dar cu cine a stat azi? La, că dacă ați fost la parcul de distracție, n-aveați cum să vorbesc, că v-ați dat în papugane în leapă. Ei, ne-am dat în continuu, a stat o groază și la masă. Și asta cu Eric, că nu știu eu. Și cu Alin. Cu Eric și cu Alin. Cel mai mult a stat de vorbă, vezi, cu Eric. Voi nu știți, că n-ați văzut-o. Ea cu Eric a venit și a stat la vorbă. Cu el, cu Alin nu. Cu Alin nu, nu puțin. Cel mai mult nu, cu Alin nu, cred că Eric. Că Alin nu e genul să bage pețe roată, că el nu știe. Dar ea ne-a zis cu Eric nicio treabă, nu are treabă. A, știu ne-a treaba asta, știu treaba. Ea te place pe tine. Și i-am zis, dă-i și lui mai multă atenție, nu numai lui Eric. Că l-a deranjat atunci când l-ai primit pe Eric în cameră. Dar ce a fost, ce așa pozite? Am fost și noi, ne-am distrat. Ia duc ea în cameră. Ce brățărea. După să te întreb ceva. Hai. Nu aici. Știi, nu? Nu. Hai că știe. Ce? Fut-o în gură. Ce să mă întrebi? Mi-ai lăsat ceva în cameră. Dar ce trebuie? Dar recunoaște acum. Cum? Trandafirii aia făcuți din șervețări și colorați pe deasupra. N-avea cine. Păi și unde știi tu că eu i-am lăsat? Tu, 100%, bag mâna în foc și nu mă ard. E sigură? Da, că ne-am văzut în scribenie. Da? Nu ți-au făcut? Ba da, tu i-ai făcut? Bine, știi, da. Mulțumesc! Știi de ce ți-am făcut? Și știi ce înseamnă... Mi-ai făcut un smiley și o inimă. Și ce înseamnă pentru tine asta? Nu știu, explică-te-o. Păi, așa, exprimă-te. Tu inima ce înseamnă? Iubire. Bravo. Și smile-ul? Fericire. De asta ai nevoie, mă, de iubire și de fericire în viață. Nimic altceva. Bă, dar cum ai făcut, mă, trandafirea aia? Că deci mă uitam la el pe luni, m-am dus cum arată acum? Că eu i-am dus chiar după ce ați plecat voi. Arată superb. Și că m-am dus direct la Cristina în cameră, zic, tu, poate femeile astea genul lăsată, dar n-avea cum. Nu. Și am stat așa și am zis, cine a stat acasă? Beni, Romeo, Aurelian, Dorian și Maluma. Așa mi-a exclus. Maluma nu, Romeo nu, Aurelian mă scoate. Cine are talent la așa ceva? Dorian nu, discut cu el prea multe. Am zis, Beni. Și m-am zis direct la Cristina să o întreb, cine crezi? Și hai da, cred că Beni. Mamă, m-a dat de gol, Cristina. Da, Diana a zis, nu, cred că Romeo. Ce legătură am cu ei? Dar ți-am mai dat unul, nu te-ai prins. Ba da, știi cum mi-ai dat unul în bucătărie într-o zi? Mă, asta, nu, e, nu știu, un gest așa, pentru că te-am văzut afectată în ultimele zile, știi? Și, nu știu, oamenii dragi mei, eu n-aș da să-i văd niciodată supărați. Și mereu am spus, Doamne, dă mie supărarea lor ca să-i văd că e fericiți, știi? Da, dar vezi tu, fiecare trebuie să trecem prin așa ceva. Clar, ăsta e procesul de vindecare, știi? Pentru fiecare dintre noi. Și mai mult de aia, nu știu, am zis, mă, trebuie să vii acasă, să ai un zâmbet pe buze, să te bucuri. Da, când am intrat în cameră și m-am uitat pe pat acolo și am zis, ce drăguț. Da, și de aia și desenat. M-am dus la tine direct pentru că știam că tu ești. De aia ți-a și desenat inimioara aia și smile-ul, pentru că astea sunt lucrurile fundamentale în viață. Exact, adică banii și astea fericirea. Poți să-i faci oricând. Azi vin, azi pleacă, mâine pleacă. Tu ai potențial să faci mult mai mulți bani decât toți noi de aici. Decât mulți de aici. Vezi, mă interesează doar bravo. Banii, adică pe astea nu mai contează mai mult. Pune preț să pe iubire, pune preț și pe... Să fii fericită și pe tot, dar se vede, zi tu. Adică, exact. Ai văzut și în relația cu Cornel, adică... Măi, nu-i cel mai top model sau... Dar bravo. Eu l-am iubit așa cum e el. Exact, el ești o femeie cu potențial imens. Doar că tu trebuie să te descoperi adevărata ta valoare, trebuie să te, nu știu, să te descoperi tu pe tine, să îți dai seama tu ce vrei de la viață și, în primul rând, oricine ar apărea în viața ta, respectul. Un respect înainte de toate. Când ți-a leșit de respect, șurt în cur, la revedere acasă. Exact.
Păi cum am luat acum decizia? Da, cum a fost la asta la... Super fine. Da? Mamă, ne-am dat pe niște trambuline de alea, de-am zis că mor. Și tot rău. Da, Simona și-a... Ana mai leșinat. Ba da. Leșinat? Fii atent, nu a leșinat, dar prima dată când s-a dat, deci eram așa, ne-am pus pe grupulețe. Deci ea cu cine a ieșit, eu cu cine am ieșit și Diana cu cine a ieșit. Și ne-am dat toți unul după altul, așa, era cu două, cu doi colaci, știi, oricum era, ea stătea în spate și el în față sau... Maica s-a dat jos, gen, super panicată, cum face ea crize de aia de ei, i-a dat zahăr, apă, nu știu ce. După nu zic că s-a mai dat nu știu câte de alea și gen, a zis, uite, mi-am înfruntat și eu o frică. Da. A zis, nu s-a mai dat în așa ceva de când era copil. Da. Cristina, mergi și mănâncă și tu. Nu mi-e foame, trebuie să lăbesc 2 kg măcar. Las că le dai. Cam o rochie mulată. Mâine dimineață la 9 vin să facem sport. Da, trebuie. Mă duc să mă pregătesc că avem bonfire. Mamă. Da. Hai să fie bine. Iar o să fie seara depresiei. Nu. Hai să fie bine. Ți-am spus, pune preț pe ce ți-am zis eu ție. Ce ți-am scris acolo, bine? Stai că vin să vedem cum s-au menținut aia. Bine? Hai. Mi-am sau pus, am pus sirop. După că mă duc la Cristina acum să mă pregătesc. Am pus sirop de căpșuni. Păi da, mi-am că era ceva. Nu merg acum sus, că-i prea departe. Mă duc aici la fete să mă pregătesc. Bun. Tu mi-e cel mai groază mie. Că trebuie să mă duc să stau 24 de ore cu cineva, ești nebună. Cu tine? Să stau 24 de ore cu cineva, mie, chestia mi-e cel mai groază. Nu știu pe cine aleg. Că eu am zis că iau pe toți la rând, dar dacă eu îl las ultimul pe Aurelian, sigur nu-l scol la din date-ul meu. Păi, la Dream Date, eu zic că ar trebui să scoți pe cineva care am cât de cât te înțelegi ok, știi? Să nu te simți inconfortabil în preajma lui. Păi asta o să fac, dar în funcție la fel, deci o să aleagă fetele. Da, acum, la fel și eu, dar eu nu mă simt confortabil cu nimeni, ce dracole. Vedem cu cine mai interacționăm mai mult. Hai, bă, că nu mai este mult, mă, ce ai, dacă până acum nu am putut, nu se poate nici am înainte. Nu, e pe mine. Și eu pe tine, că eu și așa. Da, deci nu se rupe sezonul ăsta. Hai tu să zicem că suntem împreună și aia. M-am reprofilat. M-am dat pe invers. După trădarea mea în dragoste sau cu vieții, mă dau pe femei. Vai, te rog, Doamne, să nu fie nimica pentru mine, că nu... Îl iubesc prea mult, nu vreau să trec prin așa ceva. Hai, Diana, că al tău nu face nimic, ți-am zis. Păi, dar la ce e acolo, mă, Cristina? Nu cedează-o. Știe că e filmat, nu-i prost. Nici Andrei n-ar fi cedat ispitelor. El s-a îndrăgostit, mai grav. Dar la tine nu e cazul. Dar tu de unde știi că nu e cazul? Știu eu. El a venit să-ți demonstreze ceva. Toți au venit să-i demonstreze ceva. Andrei n-a venit să-mi demonstreze. A venit să-și demonstreze lui, cred că, dacă e fericită în relație sau... Mai trebuie una. Tu nu știi, dar m-am distrat la acoparc. Și eu. Două distracții am avut și noi aici. Petrecerea... Chiar noi două! Că eu mai avut! Cerea asta ultima, Rio și... Asta a fost faină, da. Acoparcul. Hai, că poate începem și noi să ne simțim mai bine. Deci, abac așa, în ochii mei, nu știu, ori îl divinizez eu prea mult pe rare și ori nu știu, dar... Noi chiar avem o relație frumoasă în ultimul timp și nu, nu vreau, îți dai seama că nu vreau să strici acum, pă. Nici eu n-am vrut, dar la tine nu o să fie cald, timp. Eu aveam cea mai frumoasă lume. Și unită. Și nu ne greșisem. Niciunul. Ce nu înțeleg cum s-a întâmplat, mă, la Andrei? Aș vrea să înțeleg. Odată. Să văd și eu ce declară, ce spune. După aia să nu-l mai văd niciodată. Vai, mi-e frică de bonfire-ul ăsta. Ia-mă de aici. Suna gongul dacă era. Ceva rău, nu te-am trecut. Mă, pe bune, că mi-e frică și mie. Oricum ai reușit să mă superez. Ei, și tu mai ai supărat și e în balans acum. Toată starea. Mi-a picat fața ce-i. Da, venea să cred. Pentru că nu mă așteptam de la tine. Dacă era de la altcineva, mi se pea mie. De ce zice altcineva? Că și vede, nu mai zic și mi se rupe. O să zic în continuare. Da. După ce pierdeam lăudat pe testimonial, mi-ai dat-o așa frumos, știi? Dar mi-ai dat-o caldă.
Păi mai vine și caldă și rece și tu mi-ai dat și caldă și ele. Vezi cum e? Cum e ce? Sentimentul că și tu mi-ai dat ură de turban pe aici și să mai simți și tu. Relație și pot să aleg ce vreau, nu am făcut altceva. Te ai vorbit ură de mine. Și iar în da, sunt într-o relație, te pare că m-am despărțit. Păi ce să-mi spui că o să împarți de haine și toate alea, că nu o să mai fie relație cu el, nu o să ajungi acasă. Da, dar încă n-am spus cum a făcut Ustina lui Radu, eu am spus să-i gândesc. Ok, dar mi-ai zis că nu o să ajungi așa, o să-i dai bine, vom vorbi ce aveți de bune. Nu m-am schimbat. Păi oricât de aici, ori acasă, tot aceeași lucru e. Pentru mine. Și pentru mine. Hai, nu ai grijă de tine și fii tare și ceva. Oricum sunt tare, dar am o stare proasta mea. N-are, nu știu care are relevanță cu el, că nu s-a prins focul, știi? Nu m-a depășit limita, da? Nu am stare de bun foarte. Hai, petreceți aici fără noi. Bine, astea în brațe. Și mă mai lăsa aici, ia mă la gând că mor.